Salut! Vă prezint ardei lung. Aproape de coacere. De fapt, o să mai dureze cam 3 săptămâni, cred. Că s-a dezvoltat foarte frumos. I-am dat drumul și la apă puțin. Are nevoie acum perioada asta de apă mai multă pentru dezvoltare. Bineînțeles, alături de complexe pentru dezvoltarea fructului. Dar în același timp trebuie foarte bine supravegheat să nu se îmbolnăvească. Cel mai adesea el este atacat de tripși și de afide. Bineînțeles și de viermele sârmă, care e foarte periculos. Dacă a intrat, e foarte greu de eliminat din cultură. Să vă spun eu așa, în mare, câteva tratamente pentru ardei lung, care se aseamănă foarte mult cu tratamentele de la cel gras. Deci, la tratamente, cel mai important trebuie să fim atenți la trips, păianjen și afide. Pentru, eu vă spun ce stropesc eu. Pentru trips cel mai bun este Laser 240, 10 ml la 10 litri de apă, stropit pe dedesubt cu frunzei. Deci omoară și păianjenul. Deci Laser 240. Urmează pentru afide Actara, un plic la 10 litri. Se stropește tot pe deasupt și cam astea ar fi. Dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să vă abonați și să distribuiți. Mulțumesc mult!